Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Aici avem fondantul și aici avem bombonelele noastre, furțecuri, cum vreți să le spuneți. Acestea sunt cu nucă și curmale și acestea cu migdale și curmale. Și o să topim fondantul. Și o să le îmbrăcăm și o să aromăm cele cu nucă, o să aromăm fondantul cu rom și cele cu migdale, cu aromă de migdale. Și dacă dorim, putem amesteca și puțin fondant cu alune și facem cu alune și le dăm prin fondant cu gust de vanilie, dacă dorim. Și cu cocos putem face. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Să curățim curmalele. Să scoatem sâmburele și o să le dăm și o să le măcinăm, am să le tai așa mai mici. Să vă arăt fondantul, am să dau tot deoparte, ia uitați cum arată, vedeți? Cum este? Este moale, moale și se păstrează așa. Scoatem sâmburelul din curmale. Așa. Așa, ia să las deocamdată atât. Și să măcinăm nuca și alunele. Să aruncăm sâmbureii. Am să pun doar o jumătate din nucă aici. Și am să o mace. Deci cam 100 de grame. Și o măcinăm. O măcinăm, o măcinăm. Și am să pun nuca aici. Am să macin și o parte din alune. Aici am 150 de grame și am să pun tot așa vreo 100 de grame. Acestea sunt alune prăjite sărate. Nu au prea multă sare. Dar mie îmi plac așa și dă un gust foarte bun și la prăjituri. Așa. Aici avem alunele. Să le mai macin puțin, să fie mai mărunțel. Așa, și punem și alunele așa aici. Acum am să macin și smochinele. Nu, curmale. Nu sunt smochini. Curmalele sau dateri în italiană. Aici. Așa.
vedem. Am să pun puțină nucă aici. Cine dorește poate pune și la înmuiat, dar având în vedere că eu fac cu atâta timp înainte fursecurile, nu înmoi, le las așa. Așa, și am să pun o parte din nucă. Cam jumătate am să pun. Și am să pun și puțină esență de rom. Aici, peste. Și am să amestec. Oh, a căzut. Așa. Să separăm. Puteți, dacă faceți atunci aproape, puteți ține la înmuiat de seara fructele uscate și a doua zi le măcinați, se macină mult mai ușor. Așa. Și am să pun aici compoziția. A ieșit cam mare. Nu este bun așa. Și acum am să amestec. Am să amestec această compoziție cu mână, bine. Așa. Și voi face biluțe. Le vom da deoparte. Această compoziție putem pune și în interior la fursecuri și le dăm la cuptor, dacă dorim. Așa. Ia uitați. A venit? Așa. Și acum, depinde cât de mari le dorim și facem biluțe. Vedeți? Și le facem așa rotunde. Și le punem așa deoparte. O să facem câteva. Așa. Curmalele le-am amestecat cu nucă prăjită și măcinată și apoi am mai făcut încă o porție de curmale cu migdale. Aici avem fondantul nostru. Se ține foarte bine și se menține foarte bine în borcan. Mai bine decât în punguțe. Doar dacă îl faceți de azi pe mâine sau în două zile îl țineți în punguțe, dar pe o perioadă mai lungă de timp în borcanele. Așa. Și aici avem fondantul. Vedeți? Internetul. Astăzi nu merge internetul. Prima dată am să fac cele cu nucă și cu curmale și am să pun aromă de rom. Ia să pun. Aici avem migdale. Aromă de migdale. Aici avem aromă de rom. Deci cele cu nucă cu rom și cele cu migdale. O să punem aromă de migdale.
Așa, și să începem cu cele cu rom. Și într-un pahar, eu am să pun o lingură, două de fondant și am să-l topesc câteva secunde la microunde. Nu trebuie topit prea tare, că dacă se topește prea tare, se întărește. Și îl puteți și colora dacă doriți. Așa. Și cele cu nucă, să punem și cacao. Să-l facem cu nucă și cu cacao și cu rom. Eu mi-am pregătit și aici o linguriță, cam așa, o jumătate de linguriță de cacao. Și am să pun romul, esența de rom aici, ca să amestecăm cacaoa. Și dacă mai e nevoie, puțină apă. Și apoi o să amestecăm cu fondantul. Așa. Și cum am spus, puteți și colora cu sfeclă roșie și puteți pune un pic de zeamă de la sfeclă roșie și colorați cu roșu, roz. Așa. Și am să amestec cu un bețișor cacaoa. Am pus o fiolă de esență. Așa. Vedeți? Cât să se înmoaie. Și acum am să iau din fondant. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Vedeți cum arată? Și am să iau o lingură, două. Și am să pun aici în pahar. Am să mai pun una. Vedeți că rămâne moale în borcan. În punguță, să știți că se întărește. Așa. Și noi cu cât lucrăm, se înmoaie și mai tare. Ia uitați-l. Vedeți? E moale. Așa. Și îl punem așa aici. Am să dau fondantul deoparte. Așa. Aici am jumătate din curmale cu nucă. Ați văzut ieri cum am amestecat în mixer curmalele și apoi am pus și nucă măcinată și am făcut biluțe. Și aici curmale cu migdale. Și cele cu nucă o să facem fondantul, o să-l colorăm cu cacao, cu puțin. O jumătate de linguriță de cacao cu esență de rom am pus aici. Și acum pun câteva secunde la microunde să se topească fondantul. Sau îl puteți pune și pe baie de abur dacă doriți. Așa. Să-mi pregătesc și o hârtie de copt. Ia să vedem. Vedeți că s-a topit puțin. Și eu am să le pun și am să le scot, vedeți, cu acest instrument de la mixer. Așa. Ia, uitați că s-a topit. Acum am să adaug și cacaoa. Am să o adaug aici în interior. Așa. Cu esența de rom. Cacaoa cu esența de rom am pus. Și amestecăm bine, bine. Dacă nu vreți să puneți curmale cu alune, cu nuci, cu migdale, amestecați fondantul, cum am făcut bomboanele cu fondant, acele roz, cu voi indirect. Am să vă arăt la alune, o să facem. Așa, și acum amestecăm bine aici. Amestecăm cu cacao. Ia uitați-l. Fondantul. Așa, ia să amestecăm așa.
și am să-l mai pun puțin, puțin la microunde să fie un pic mai moale. Așa. Tot așa 2-3 secunde, nu mai mult. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și nu numai, ne mai facem și altele. Așa, pun 2-3 secunde la microunde. Una, două, trei, patru, cinci și mă duc să iau. Nu lăsăm mai mult. Așa. Așa, ca să curgă. Și acum am să-mi pun o foaie. Aici. Cele cu nucă am să le dau prin fondant. Am să iau o biluță și o bag în interior. Și apoi o scoatem, o acoperim. Și o scoatem așa. Și punem aici, în mijloc. Și luăm alta. Și acestea o să fie cu cacao, cu nucă și curmale. Așa. Și apoi o să facem albe cu migdale, ca să știm că cele cu nucă sunt cu cacao. Și le așezăm așa aici. Astăzi nu mai deschidem cuptorul. Mâine o să intru și am să fac coșulețele sărate pentru aperitive. Și sărățele o să facem, tot așa cu brânzică sărată de oaie. Mie îmi plac foarte mult. La mine sărbătorile fără sărățele și trebuie să am ceva sărat mereu. Așa. Și dacă se întărește, mai punem puțin în microunde. Așa. Mai e nevoie, mai adăugăm puțin fondant. Le puteți cântări să le faceți egale pe toate. Eu le-am făcut așa la ochi. Așa. Vedeți că deja încep să se întărească, să se usuce. Eu am să mai pun puțin fondant și am să-l amestec direct aici cu... Așa. Cu cacao. Și pun puțin la microunde. Se usucă. Asta sunt repede, repede. Așa. Avem câteva cu nucă și câteva cu migdale. S-a uiat. Amestecăm. Acestea o să iasă mai deschise la culoare. Așa. Și punem în interior și scoatem.
lăsați mesaj de unde mă urmăriți și dacă sunteți pentru prima dată aici pe pagină, pe mine. Așa. Să le facem mai întâi pe cele cu nucă și după aceea cele cu migdale. Așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi îmbrăcăm ce am început ieri. Aceste bombonele, să le spunem bombonele, sunt cu nucă, acestea, mă rog, cu nucă măcinată, prăjită și cu curmale. Am amestecat împreună și le dăm prin fondant cu cacao și rom. Acestea de aici sunt cu migdale, tot la fel, cu curmale și cu migdale. Și le îmbrăcăm în fondant. Fondantul e de cofetărie, așa cum se făcea odată, cu cacao și cu esență de rom. Aici mai am una cu nucă și restul sunt cu migdale. Așa. Și acum am să iau un alt pahar pentru cele cu migdale. Cum am spus, esență de migdale, fondant și o să avem nevoie din nou de un pahar. Așa. Un alt instrument de la mixer care se face pâinica, aluatul, și luăm două linguri, am să pun tot așa, două, trei. Este mare, să știți că se menține luni de zile în borcan și dacă îl faceți cu portocale, cu faceți șerbet și îl folosiți la prăjituri, la umplut fursecuri, să știți că este foarte bun. Așa, ia să mai pun puțin. Dacă îl puneți în punguță, să știți că se întărește un pic. Nu rămâne așa mare cum este în borcan. Așa. Și acum am să pun câteva minute, câteva secunde, că nu trebuie stat mult, că altfel se întărește. Punem în microunde, apoi adăugăm esență de migdale, așa, pun în microunde, așa. Și aici alături o să punem cele cu migdale și cu esență. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa, încep să se... Ia să vedem... Mai las 2-3 secunde și apoi adăugăm esența. Ia uitați cum s-a făcut. Așa.
Și acum, puteți pune și colorant, puteți și colora dacă doriți. Eu astăzi le fac așa simple. Așa, adaug puțină esență de migdale, așa o jumătate de fiolă am să pun. Și amestecăm. Vedeți cum arată? Așa. Și acum vom da, le vom da, deci curmale cu migdale amestecate. Și le punem așa aici. Și scoate. Lucrăm repede să nu se întărească. Dar mai putem pune 2-3 secunde din nou. Nu trebuie topită foarte tare, că se usucă foarte repede. Așa. Am să vă arăt la sfârșit și fursecurile făcute ieri, cum au venit. Să vă arăt și turta dulce. Deci începem cu prăjiturile care se mențin în timp. Până de sărbători facem așa în fiecare zi câte puțin. Începem cu cele care durează mai mult și se mențin mai bine și cele care sunt perisabile le facem atunci, înainte. Așa. Le puteți face egale, 10-15 grame, eu le-am făcut așa la ochi. Așa. Vedeți că s-a îngroșat, am să mai pun 2-3 secunde în microunde, ca să fie mai moale. Ca să nu le îmbrăcăm cu prea mult fondant. Așa. Una, două, trei, patru și mă duc să scot. Doar așa câteva secunde. Așa. Și acum punem din nou. Că ar trebui să mai las 2-3 secunde. Am să pun din nou în microunde. Așa. Să fie puțin mai moale. Așa. Să punem și aici. Am revenit. Le facem așa pe toate. Vedeți ce frumoase ies?
să completez aici, de desubt. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Și le puteți și decora puțin, dacă doriți, cu fondant topit. Mai avem 2-3 și am terminat. Am să mai pun puțin în microunde să se mai încălzească puțin. Vedeți cum se îngroașă? Așa. Sau puteți ține fondantul pe un vas cu apă caldă cât lucrați, să rămână la aceeași temperatură. Dacă doriți, se poate și așa. Așa. Deci puneți un vas cu apă, îl încălziți și apoi puneți vasul cu fondant deasupra și lucrați, se menține mai bine. Ia să punem aici să completăm locușoarele goale. Și am terminat. Imediat vă arăt și fursecurile făcute ieri. Turtița dulce. Și să vă arăt cum mă fac eu pachetelele cadou cu fursecuri de sărbători. Cadou pentru familie, pentru prieteni. Așa. Că eu nu vând nimic, nu vând. Așa, și am terminat. Și acum, dacă dorim, putem topi puțin fondant și punem așa deasupra, dacă dorim. Ia să vedem. Am să pun puțin din borcanel. Am să pun așa puțin aici într-un păhăruț și am să-l topesc. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Ia să vedem, s-a topit. Și ne putem juca dacă vrem așa cu peste. Dacă nu le lăsăm pur și simplu așa. Așa. Acestea sunt, să vă arăt și fursecurile, să vedeți cum au ieșit. Am să dau totul deoparte. Deci bombonele sau fursecuri sunt făcute cu nucă prăjită și măcinată și cu curmale măcinate, făcute la blender. Le-am blenduit, le-am amestecat cu nuca
Deci cele maro și cu fondant. Fondant de cofetărie topit cu cacao și cu esență de rom. Și le-am dat prin acest fondant. Cele albe sunt cu migdale măcinate, curmale și date prin fondant cu esență de migdale. O altă variantă, cum am făcut acum 2 săptămâni, am colorat cu un pic de lichior care se găsește aici în Italia pentru prăjituri roșu și au ieșit roze și am amestecat fondant cu nucă, migdale, alune, cu ce doriți. Amestecați fondantul, așa, puneți un pic de fondant și adăugați nucă cât doriți în interior și cu esență și apoi faceți biluțe și le dați prin fondant. Deci sunt două opțiuni. Ori faceți fondant cu fructele uscate sau fondant cu doar pe deasupra și în interior curmale cu nucă, curmale cu migdale, curmale cu alune, curmale cu cocos. Depinde cum doriți să le faceți. Așa. Acum la la gustul fiecăruia. Cum le place, nu? Ne place cu migdale, cu alune, cu nuci. Așa, am să dau deoparte puțin, să vă arăt. Am să le pun așa într-o parte, să vă arăt fursecurile făcute ieri. Ia uitați-le cum arată. Și dacă doriți, le puteți da și prin zahăr pudră. Și puteți face pachetele. Ia uitați. Și le dați la copilași de colindă, le dați la prieteni, la părinți, la frați. Așa, și le pudrați. Și turta dulce. Ia uitați cum arată. O vedeți? Este bună, bună, bună. Și este ca cea din comerț, să știți. Are un gust extraordinar de bun. Sper să încercați această rețetă. Este făcut tot așa cu zahăr caramel și apoi puse toate ingredientele. Așa și eu acestea le pun în cutiuțe. Ia să vă și arăt. Am să-mi dau deoparte ca să vă arăt aici tot cum le fac. Încerc să vă dau idei. Cum am spus, eu nu vând nimic. Doar vă dau idei. Și aici am pus câteva fursecuri din tavă. Ați văzut, sunt cu cireșe. Ia uitați-le. Cu cireșe din dulceață sau din sirop. Aici magiun cu nucă. Le dați și prin zahăr pudră, au alt aspect. Aici umplute cu ciocolată. Făcute așa. Aceste conuri cu Nutella. Le umpleți cu ce doriți și cu fel de fel de creme. Ia uitați, tot cu ciocolată. Aici cu dulceață, cu gem, cu magiun și cu nucă umplute. E, cu ciocolată albă. Vedeți? Așa. Le faceți, ia uitați, cu alune, aluatul cu alune. Ia uitați, aceste micuțe pătrățele făcute cu ciocolată albă în interior și cu zahăr și le puneți și faceți un cadou de sărbători cu fursecuri făcute de voi. Și acum să vă arăt cum fac eu aceste cutiuțe. Se găsesc și nu costă mult. Și puteți face și micuțe, ia uitați, să puneți bombonele în ele. Ia să vă arăt cea mare. Eu le cumpăr așa, ia uitați-le. Vedeți? În pachetele și formăm cutiuța. Așa. Și acum partea de jos ca să închidem așa. Și pe aceasta.
formăm cutiuța. Și închidem și aici. Lasă să treacă puțin timpul ca să vă arăt să tăiem și aceste fursecuri cu fondant. Să vedeți cum sunt și în interior. Și să vă arăt între timp cum fac eu aceste cadouri. Așa, și punem în interior. După cum vedeți, eu am dat turta dulce. Ia uitați, o parte am dat-o cu zahăr, cu albuș. Și o parte le-am lăsat așa. Așa, ia să vă și arăt cum arată în interior ca să vedeți. Ia uitați, și sunt moi și bune. Și se mențin mult. Până se mănâncă, bineînțeles. Așa, și punem. Și punem aici, în interior, din fursecurile noastre. Și... ia uitați. Și umpleți. Punem și un brăduț de turtă dulce. Și după ce am umplut, închid. Ia să întorc. Și apoi legăm cu o fundiță. Punem și legăm. Și ne facem fundița noastră aici frumos. Ia să văd cât îmi ajunge aici. Să tai. Astăzi ne și jucăm. Așa, ia uitați. Una aici, una. Și o bag așa pe dedesubt. Așa. Vedeți? Cutiuță-i cadou de sărbători. Pentru prieteni și pentru părinți, pentru frați. Acestea sunt care le-am făcut astăzi. Am să public pe canalul de YouTube prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Să tai, să vă arăt cum arată aceste fursecuri făcute astăzi, îmbrăcate în fondant, să le vedeți. Să vedem cum arată și în interior. Cred că s-a uscat. Ia uitați-le. Vedeți cum arată? Așa. Și cele albe. Și dacă le tăiem, ia să dau așa în parte. Curmale și acestea sunt cu migdale. Și acestea sunt cu nucă și cu rom și cu cacao. Și curmale în interior. Acestea sunt rețetele de astăzi. Mâine am să intru să facem coșulețe sărate. Le facem în forma pe foc. O să le facem cum am făcut cele dulci. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și mâine tot așa am să intru cam pe la această oră, așa că după amiaza ajunge soarele și nu se vede mai nimic. Și vă mulțumesc din suflet, vă pup și ne vedem mâine dimineață, pupici, la revedere, o zi frumoasă în continuare, pupici!
Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet.